Ați cumpărat banane galbene și frumoase, dar după o zi fructele își pierd frumusețea și se acoperă de pete negre. Dar există câteva metode interesante cu care poți păstra bananele proaspete și 2 săptămâni. Conform mdcnews.ro, bananele sunt o sursă de vitamine esențiale, precum B6 și potasiu, care oferă organismului energie. În medie, o banană este la fel de bogată în antioxidanți ca un pahar de suc de portocale. Acest lucru aduce beneficii și vă scapă de toxine. Este important să păstrați bananele departe de alte fructe, deoarece acestea eliberează etilenă în timpul coacerii, ceea ce face ca celelalte fructe să se coacă și să se strice mai repede. Nu depozitați bananele în pungi de plastic, deoarece acestea rețin umiditatea pe care bananele o eliberează prin gazul etilenă pe măsură ce se coc. Păstrați bananele la temperatura camerei, departe de umiditate, lumina soarelui și temperaturi extreme. Înveliți baza bananei în folie alimentară. Se știe despre banane că sunt sănătoase pentru că au mult potasiu și fibre. Potasiul ajută la menținerea sănătății cardiovasculare, iar fibrele sunt utile pentru o digestie sănătoasă. Potasiul funcționează împreună cu sodiul pentru a regla echilibrul hidric al organismului și a normaliza ritmul cardiac. Mineralul acționează în interiorul celulelor, iar sodiul doar în afara acestora. Funcțiile nervoase și musculare sunt afectate atunci când echilibrul sodiu-potasiu este stricat. S-a stabilit că aproximativ 4,7 grame este un aport zilnic suficient pentru un adult sănătos. O banană de mărime medie conține 450 de mg de potasiu. Așadar, dacă vă plac bananele, puteți obține întreaga doză de potasiu consumând 10 fructe în fiecare zi.